Am revenit și în această seară. Alături de noi este domnul Bogdan Cojocaru, prefectul județului Iași. Bună seara, bine ați revenit în platoul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun, în această seară o să discutăm împreună cu dumneavoastră ceea ce înseamnă autostrada A8, un subiect foarte picant, să-l numim așa. O idee, un proiect, o așteptare din partea tuturor celor care se află în regiunea Moldovei și nu numai, pentru că putem spune că este de un interes la nivel european chiar, dacă este să o privim din perspectivă economică și nu numai. Așadar, se mai face autostrada A8? Da, văd că în ultima perioadă este o întreagă dezbatere și în rândul societății civile și în rândul oricărui cetățean, instituții publice implicate în acest demers. Eu spun că în momentul de față autostrada A8, cu toate că sunt într-adevăr semnalate aceste mici întârzieri, autostrada A8 parcurge etape importante. Pentru prima dată de când se vorbește și se vorbește de ceva timp de acest proiect important, mult așteptat pentru județul Iași în special, pentru că se rezolvă o problemă importantă plecând de la Lețcani până în zona Pașcanului, se rezolvă o problemă pe tot ceea ce ține de trafic, centuri ocolitoare. Foarte multe probleme vor fi rezolvate prin implementarea acestui proiect, dar am văzut și în ultima perioadă sunt foarte multe persoane care pun la îndoială faptul că acest proiect mai este în atenția ministrului Sorin Grindeanu sau în atenția guvernului. Cred că aceste lucruri trebuie lămurite încă de la început. Pentru prima dată în bugetul anual al României, în bugetul României există sumele necesare în așa fel încât autostrada A8 să devină realitate. De ce spun acest lucru? Pentru că sumele necesare pentru parcurgerea tuturor etapelor și pe porțiunea din județul nostru, de la Ungheni, Lețcani, Moțca, dar și pentru zona montană, toate sumele necesare pentru ca, din punct de vedere procedural, aceste etape să fie parcurse sunt în contul Ministerului Transporturilor, adică au fost alocate sume din buget. Un alt element important, în urma dezbaterilor din aceste zile și mi-am permis să-mi iau cu mine câteva din documentele transmise deja de către CNAIR, de la nivel oficial, ca răspuns la acest lung șir de întrebări pe care îl adresează și acum, ca o scurtă paranteză, îl adresează reprezentanții societății civile, ca o scurtă paranteză, eu și ca ieșan, dar și ca prefect, sunt alături de toate aceste asociații care militează pentru autostradă, pentru că avem cu toții nevoie de acest proiect important. Însă, aș vrea să înțeleagă și cei care se uită la noi și cei care militează pentru aceste investiții că nu trebuie convins nimeni. Iașul are nevoie de această autostradă. În momentul de față, cei care conduc atât guvernul, dar și Ministerul Transporturilor au toate datele în așa fel încât etapele să poată să fie parcurse cât mai rapid. Situația actuală, că am văzut această dezbatere în spațiu public, situația actuală pe autostrada A8 arată cam în felul următor. Cele două contracte pentru care avem în momentul de față, datorită muncii pe care au depus-o reprezentanții Ministerului Transporturilor la nivel guvernamental în ultimii 2 ani de zile, avem contractele semnate de finanțare prin PNRR, aceste contracte sunt semnate, deci asta înseamnă că în afară de sumele alocate în bugetul de stat pentru procedurile birocratice care trebuie făcute în continuare, avem și aceste sume din PNRR, care sunt valori importante pentru cele două capete, da. Contractele fiind deja semnate, sunt date conform informațiilor pe care le am eu în momentul de față și sunt informații publice, e desemnat și antreprenorul care va lucra pe Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, la fel și pe secțiunea Leghin Târgu Neamț, care ajunge până la Moțca. Avem de asemenea valoarea stabilită, durata contractului care este de 30 de luni, 6 luni de proiectare, 24 de luni de execuție. La fel și pe această secțiune, mă refer pe capete, există
desemnat câștigător. Pentru podul de la Ungheni știm foarte bine că s-au parcurs toate aceste etape în așa fel încât și aici se poată să înceapă lucrările cât mai rapid. Pe secțiunea montană, cea mai grea porțiune, parte din A8, pentru că A8, da, știm, pe toți ne interesează, sau pe noi ieșenii. Pe noi ieșenii ne interesează porțiunea de la Târgu Neamț, Moțca, Lețcani, Ungheni. Aici e durerea noastră cea mai mare, dar A8 nu există și fără această secțiune montană. Aici sunt 6 sectoare distincte pentru fiecare sector, conform informațiilor pe care le-am primit de la Ministerul Transporturilor prin CNAIR. În cele șase sectoare, în conformitate cu prevederile legale, se finalizează toate procedurile în așa fel încât și aceste 6 sectoare să fie scoase pe rând, la proiectare și execuție. Conștientizăm în momentul de față că suntem și într-un an electoral. Nu trebuie, din perspectiva mea politic, din perspectiva mea ca prefect, dar și ca om implicat în politică, nu trebuie să amestecăm lucrurile. Și vă spun și de ce. În 5 ianuarie 2022, când eu am intrat în prefectură, prima întâlnire sau printre primele întâlniri pe care le-am făcut la prefectură, prima întâlnire pe care am făcut-o când am ajuns la prefectură a fost legată de subiectele pe care mi-aș dori să nu facem politică. Și aici putem aduce în discuție câteva proiecte importante, și anume A7. Fiecare dintre noi, indiferent că suntem prefect, președinte de Consiliul Județean, primar, indiferent de statutul pe care îl avem la un anumit moment, să nu facem politică pe anumite subiecte. Și aici mă refer la A7. Și am spus din acel moment că A7, fiind finanțat, autostrada Moldovei fiind finanțată prin PNRR, nu o va putea opri nimeni. Și am avut dreptate că, iată, în anul 2024 suntem în plin șantier pe toate cele 13 loturi și chiar nu mai poate să oprească nimeni. Moldova va avea autostradă. Din fericire pentru noi, această autostradă trece și prin județul nostru cu un număr de aproximativ 30 de kilometri, dar cel puțin în zona Pașcanului, unde se va face această legătură cu A8, vom putea să gândim și din punct de vedere economic acea zonă, pentru că va redeveni un hub important. Am cerut încă din 5 ianuarie 2022 să nu facem politică pe A7, pe A8, Spitalul Regional de Urgență, Spitalul, finanțările pe care le-am obținut și sunt în curs de implementare pe Spitalul de Copii Sfânta Maria, și exemplele pot continua. Sunt undeva la 10 proiecte mari pe care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să stăm ca vulturii și să discutăm doar din punct de vedere politic. În momentul de față există o suspiciune din partea societății civile, și lucrul acesta trebuie discutat, că anumite proiecte care au venit din spate, să spun așa, din alte regiuni ale țării, au venit din spate și au recuperat într-un timp record anumite decalaje din punct de vedere procedural, și riscăm, fiind într-o competiție pentru banii necesari pentru finanțare, fiind în această competiție, riscăm să pierdem această competiție în favoarea altor proiecte care vin din alte regiuni. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile acum trebuie privite strict din punct de vedere tehnic. Sper ca unii dintre cei care de cel puțin 2-3 luni de zile vorbesc din ce în ce mai des despre acest subiect să nu aibă strecurat în discursul lor și o componentă politică mai mare sau mai mică, mai pregnantă sau mai puțin. Bun, domnule prefect, ceea ce ne transmiteți dumneavoastră, această dorință pe care ați exprimat-o de la începutul mandatului, pe care îl aveți, de a nu implica politica în anumite proiecte, cred că este cumva de
de zona aceasta în care cetățenii nu mai cred că se poate ca, indiferent de anul electoral în care ne aflăm, să nu fie implicată politica. Eu vă spun acum o părere din partea publicului, care a apărut și apare de la an la an, mai ales în proiectele importante. Dacă este să maxez pe ceea ce înseamnă autostrada A8, vin pe partea cealaltă a baricadei pentru a avea un dialog și o dezbatere cât mai prielnică pentru telespectatori. Societățile civile au înaintat o scrisoare, un comunicat către Ministerul Transporturilor, prin care au punctat câteva lucruri care cumva fie sunt în urmă, fie sunt un pic așa într-o zonă de neclaritate, și ați menționat de acest proiect, cum că se află, că nu mai poate fi stopat, oprit și așa mai departe. O să-mi permis să citez de aici, în momentul în care avem acel prestator de servicii, Consitrans, pe care îl cunoaștem. Bun. Care ar trebui să-și facă, acum exact, doar ca o paranteză, ar trebui să-și facă treaba la fel de bine cum i s-a cerut de fiecare dată. Și am avut ședințe și la 2 săptămâni, poate chiar uneori mai des, pentru ca acest important prestator să-și facă treaba. Avem o problemă și din această perspectivă. Întocmai. Și cetățenii nu înțeleg de ce nu este tras la răspundere și de ce tot se primesc anumite amânări, pentru că există o întârziere de 22 de luni în ceea ce înseamnă etapa de proiectare și inclusiv obținerea acordului de mediu și a proiectului tehnic pentru tronsonul Moscaleț-Cani-Ungheni. Și atunci... Da, nu știu cine a făcut acest calcul. E clar că de aici au și plecat aceste discuții. Pentru că din ceea ce ar fi trebuit să facă proiectantul, cel care prestează niște servicii și a luat niște angajamente, am văzut și noi în spațiu public faptul că au fost respinse anumite documente în diverse etape pentru că nu respectau normele în vigoare. De aceea, de fiecare dată și în întâlnirile bilunare pe care le-am avut atât la început, aceste întâlniri s-au făcut în anul 2022. Pentru că, repet, mi-am dorit ca aceste proiecte să nu fie tratate din punct de vedere politic și am invitat toți actorii politici, toți actorii din zona societății civile, mediul de afaceri și, bineînțeles, instituții publice locale sau autorități publice locale. Inițial, toate aceste dezbateri și întâlniri lunare se desfășurau la prefectură, după care au fost preluate de către CNAIR. Într-adevăr, sunt câteva săptămâni bune de când nu s-au mai ținut aceste întâlniri, dar revenind aici, e clar că în momentul de față orice susținere pe care o putem acorda acestui proiect trebuie să vină sau să fie dintr-o zonă cât se poate de curată, și când spun curată mă refer la implicarea sau nu a unui element politic. Eu, Bogdan Cojocaru, da, sunt implicat politic, dar am nevoie fac în momentul de față toate eforturile în așa fel încât susținerea pe care o pot oferi eu ca cetățean implicat momentan și în diverse activități publice, acest ajutor pe care eu pot să-l dau să fie necondiționat. La fel ne așteptăm ca în momentul de față și celelalte partide politice și celelalte instituții publice reprezentate de diverse persoane să facă acest lucru necondiționat. Sunt în momentul de față consemnate în diverse prezentări publice din partea celor care lucrează și din partea Consitransului faptul că există ceva probleme în anumite comune cu exproprieri și cu lucruri care țin de aceste etape în care ne aflăm. Și instituția prefectului s-a implicat și se va implica în continuare în așa fel încât cu reprezentanții acestor UAT-uri să putem să depășim aceste etape. Dar nu în asta stă acel blocaj la care face referire o asociație sau alta. Aici e o chestiune de procedură care trebuie parcursă și fiecare dintre noi trebuie să ajute cu ceea ce poate, dar cred că și acest demers pe care îl fac asociațiile publice este unul de salutat. Pentru că aceste asociații aceste asociații care militează pentru autostradă, nu numai în anul 2024 au făcut aceste solicitări către cei care au condus compania CNAIR-ul sau către Ministerul Transportului. Au fost făcute aceste solicitări și în
anii din urmă, când erau alte persoane care conduceau acest minister. Unii dintre aceștia, care mă refer la cei care au condus ministerul, s-au mișcat sau nu, din fericire, în momentul de față, și asta o spun nu pentru simplu motiv că sunt eu coleg cu domnul Sorin Grindeanu, suntem colegi, facem parte din aceeași formațiune politică. Dar Sorin Grindeanu a demonstrat în ultimii 2 ani de zile că este un partener al regiunii Moldovei, nu numai a județului Iași. Este un partener pentru întreaga regiune a Moldovei. Avem autostrada A7 care se construiește și prin solicitările pe care le-a făcut și dumnealui conform legilor în vigoare către toți cei care trebuie să-și facă treaba, pentru că treaba trebuie să-și facă foarte bine și CNAIR-ul, treaba trebuie să-și facă foarte bine și prestatorul de servicii, în speță Consitrans, a făcut aceste solicitări și se demonstrează de la etapă la etapă că avem un partener în ceea ce înseamnă Ministrul Transporturilor, iar aici dumneavoastră spuneați dacă s-au semnalat aceste probleme, care duc, bineînțeles, la luni adunate întârzieri, dacă e să analizăm și lucrurile acestea, cu siguranță cei de la CNAIR le pot pune la dispoziție, de la companie, faptul că au fost luate sau au fost sesizate aceste întârzieri sau acești pași făcuți mai greu, au fost sesizate toate aceste lucruri și de către companie, către prestatorul de servicii. Deci nu să nu credeți că rămâne cineva nepedepsit, cu ghilimele de rigoare. Eu cred că atunci când suntem în fața unui amplu proiect care este mult așteptat și pentru care s-a militat, fie că vorbim aici de cei care sunt autorități, fie că vorbim de cei care fac parte din zona aceasta civilă, în momentul în care se adună, vedem, iată așadar, o întârziere sau poate un blocaj sau poate un răspuns mai puțin favorabil pentru implementarea acestui proiect, trebuie să ne așteptăm la un răspuns poate un pic mai dur sau mai drastic din partea reprezentanților acestor asociații, care își doresc să reprezinte vocea tuturor cetățenilor din regiunea Moldovei, cum că vrem să avem o autostradă. Cu toții ne dorim acest lucru. Și aici doar, dacă îmi permiteți o scurtă paranteză, cu toții ne dorim acest lucru, de asta am și spus în momentul în care am intrat acum 2 ani, în 5 ianuarie 2022, în prefectură, cam pe aceeași linie am mers și atunci și acum, la fel fac și acum. Sunt proiecte pe care nu trebuie să facem politică, pentru că aici acum căutam, cât vorbeați dumneavoastră din această comunicare publică pe care a transmis-o CNAIR-ul, unde scrie foarte clar că în ceea ce privește autostrada Târgu Neamț Iași-Ungheni, în data de 12.12.2023, anul trecut, în decembrie, a fost transmis un memoriu de prezentare spre a fi adus la Agenția pentru Protecția Mediului Iași. În cadrul documentației au fost identificate câteva erori, pentru că aici toată lumea spune de ce s-a întors acel document. Iar compania ne spune foarte, foarte clar că acest studiu de fezabilitate a fost predat în 15.02.2024 către prestatorul Consitrans, iar în urma analizei s-a constatat faptul că studiul de fezabilitate este incomplet și prezintă unele erori sau lipsesc anumite informații, fiind respins de către compania de CNAIR în data de 5.03.2024. Nefiind respectat astfel termenul de 15.02.2024, pentru că la acest studiu face referire toată lumea. Avem nevoie de acest studiu de fezabilitate care trebuie închis și cu acord de mediu și cu toate celelalte elemente care țin de proprietarii pe terenurilor pe care va trece autostrada și așa mai departe, că mai sunt și alte etape, în așa fel încât, dacă avem partea aceasta birocratică definitivată, de fapt aici e problema. Da, hai să închidem odată, că și eu ca prefect și companie, și CNAIR-ul și Ministrul Transporturilor stă pe acest prestator de servicii cu gura, ca să spun așa pe românește, toți stăm pe capul acestui prestator de servicii să închidem odată această documentație. Având finalizată această documentație, se pot parcurge mult mai ușor celelalte etape, ajungând și noi la proiectare și execuție. Proiectare și execuție înseamnă că în momentul respectiv
iarăși sunt doar elemente de detaliu, trebuie găsită finanțarea care există în momentul de față, pentru care trebuie să ne batem cu celelalte proiecte care sunt în țară. Spuneați de susținerea pe care o avem din partea colegului dumneavoastră din aceeași formațiune politică. Întrebarea care vine iarăși din partea telespectatorilor. Noi avem societăți civile care militează pentru această autostradă. Da, și încurajăm să facă acest lucru la fel de bine cum a făcut-o și până acum. Care merg la București, care înaintează scrisori, care militează. Și eu am fost cu ei la București. Acest lucru. Întrebarea este, din reprezentanții politici ai Iașiului, câți au mers sau câți au bătut la ușa ceea ce înseamnă Ministerul Transporturilor pentru a cere, pentru a milita, pentru a cere, de fapt, personal acest lucru? Am fost, nu odată, de mai multe ori, ultima dată chiar la începutul acestui an, cu reprezentanți din zona mediului de afaceri, cu reprezentanți ai societății civile, întâlnirea a fost, e și publică, o găsim, dacă vreți să o putem să transmitem și către dumneavoastră. Această întâlnire a avut loc în prezența Ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu și directorul Pistol, domnul Pistol, directorul CNAIR. Și au fost prezenți și oameni politici, dar și reprezentanții ai mediului de afaceri sau ai reprezentanții societății civile din Iași sau din zona noastră. Dar de ce nu mai au loc atât de frecvent aceste ședințe de progres? Nu știu, aici e o chestiune pe care o gestionează în momentul de față CNAIR-ul, ei pot răspunde la această întrebare. Ideea este că eu ca prefect al județului Iași, ca reprezentant al județului Iași, am avut și o să am în continuare aceeași deschidere și susținere față de un proiect vital. Așa cum am fost la dezbateri publice în momente importante, în zona Târgu Mureș, la Miercurea Nirajului, am fost acolo împreună cu domnul Cătălin Urtoi, împreună cu domnul senator Popa. Au mai fost și alte formațiuni politice reprezentate acolo, au mai participat cei de la USR, nu prea am văzut pe cei care conduc astăzi județul Iași și n-am vrut să ajung la această componentă politică pentru ca cei de acasă să nu înțeleagă că e un război între diverse formațiuni politice, eu făcând apel de fiecare dată în ultimii 2 ani de zile să nu facem politică pe anumite subiecte, de aceea nici eu nu voi arăta cu degetul, ca să spun, cu toate că am multe motive către cei care astăzi conduc Iașul. Întocmai. Și fiind dintr-o altă formațiune politică și anume Partidul Național Liberal. Nu o să arăt cu degetul către respectivele persoane, o să vorbesc doar despre ceea ce a făcut și va face în continuare Bogdan Cojocaru ca prefect sau ca reprezentant al unui partid politic la Iași, alături de societate civilă, mediul de afaceri și oamenii implicați în acest proiect. Vom merge în continuare. Am fost odată, însă în momentul de față, așa cum ați văzut, erau niște termene, mă refer în luna februarie. În luna februarie au fost prezentate niște documente, documentele respective nu erau conforme. Inigibile. Nu erau conforme. În momentul în care nu sunt în regulă, normal că reprezentanții companiei care au evaluat au întors către Consitrans acele documente, cerându-le să le facă mult mai, sau să le facă corect, nu să le facă mult mai, să le facă corect. Acum e momentul în care noi, eu ca reprezentant al prefecturii și ceilalți parteneri, actori în zona publică din Iași, trebuie să ne dovedim din nou eficiența în a rezolva acele probleme alături de cel care face proiectarea, că nu o face nici Cojocaru, nu o face nici... Într-adevăr, trebuie să apreciez faptul că nu doriți să intrați în zona politică, cel puțin într-un dialog atât de scurt și nu ne permite nici timpul. Și nu e cazul, proiect mult prea important ca să facem politică. Scopul discuției a fost pentru a aduce în atenția telespectatorilor informații, o opinie publică a unei persoane care, într-adevăr, în speță dumneavoastră, vă ocupați și militați pentru binele și traiul, bineînțeles, al cetățenilor, al celor din Iași. Timpul, din păcate, nu a fost foarte prietenos cu noi, nu ne mai permite să dezbatem acest subiect. Doar 30 secunde. Ca și până acum, acest lucru vreau să-l știe toată lumea, ca și până acum,
și ca reprezentant al unui partid politic, dar și ca prefect al județului Iași, alături de societatea civilă. Și salut demersul lor, pentru că sunt cetățeni ai județului și avem nevoie de această investiție. Dar ca prefect și ca reprezentant al unui partid politic la nivel local, alături de colegii și partenerii noștri și, bineînțeles, alături de ministrul Sorin Grindeanu și de reprezentanții guvernului, vom face toate eforturile în așa fel încât această etapă să fie parcursă cu celeritate de către prestatorul, nu-i mai dăm numele, că am vorbit deja de prea mult. Într-adevăr, și acesta este lucrul pe care ne-l dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă dorim mult succes în toate proiectele pe care le derulați. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne revedem data viitoare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.